Datele cu caracter personal sunt niște informații care nu trebuie divulgate altor persoane. Haideți să întrebăm oamenii cum își protejează informațiile personale. Știți ce înseamnă date cu caracter personal? Exact, atunci când intri pe un site, îți apare imaginea asta și te întreabă, ești de acord? Idem, pe nume, prenume și tot așa. Telefon de contact, telefon mobil, dacă vorbim de telefonul personal, vorbim de adresa juridică. Ar fi datele care țin de persoana mea și care nu pot fi divulgate în spațiul public. Fiecare aplicație, fiecare spot, spunem, au această ocazie de a colecta pentru a face anumite date, de a face o statistică, pentru a putea recomanda ceva datorită dorințelor publicului. Datele din buletin, IDNP-ul, seria pașaportului. Adresă, ime, familie, dau completă. Cum credeți ce se poate întâmpla dacă nu ne protejăm datele cu caracter personal? Păi, toată informația pe care o avem noi în telefon poate fi folosită împotriva noastră. Datele pot să le folosească fraudatorii, să trezești cu credite, nu știu cu... Ceea ce se întâmplă în lumea întreagă, se folosesc în mare parte marketologii pentru a ne analiza activitatea, pentru a face campanii, strategii și așa mai departe. Dacă este vorba de buletin, ar putea fi folosit niște tranzacții bancare, credite luate pe numele nostru și așa mai departe. Ну, первое, что приходит в голову, что этим как-то, скорее всего, смогут использоваться мошенники. Sunt foarte multe posibilități, spunem, pentru infractor de a-ți folosi persoana și pe urmă de ca să te învinovățească pentru ceea ce n-ai făcut. Deci poate să-ți fure bani, de exemplu, de pe carduri, să te sune, să-ți spună ceva personal și tu o să crezi că acest om îl cunoști. Cum credeți ce ar trebui să facem ca să ne protejăm datele cu caracter personal? Să nu intrăm pe linguri dubioase. Să avem simțul ăsta dezvoltat critic, analitic, cel puțin să gândim înainte de a forniza o informație. Să citim foarte atent când ne vine notificare legat de sunteți de acord să folosim datele sau nu. Să fim cât mai vigilenți, să avem grijă ce linkuri accesăm, să avem grijă ce informații plasăm în spațiul public. Наверно, не делиться ими ну, вообще по просьбе кого бы то ни было. Să nu scriem undeva, deci în locuri publice, ori în careva messenger-uri.